În duminica după botezul Domnului, înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a oficiat Sfânta Liturghie la mănăstirea Negru Vodă din municipiul Câmpulung Muscel. Cu această ocazie, ierarhul le-a vorbit celor prezenți despre iertarea păcatelor. Dumnezeu ne iartă nouă păcatele pentru că facem căință în dreptare, adică ne spovedim lui Dumnezeu păcatele, în primul rând, nu oamenilor. Să înțeleagă oamenii. Nu lor. Nu. Lui Dumnezeu spovedim păcate, că El știe, El e duhovnicul nostru suprem. El ne știe cine suntem și El este Cel care iartă. Sigur că citește preotul rugăciunea de dezlegare și chema să o facă, dar preotul dezleagă în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cu toții suntem recunoscători înaintea lui Dumnezeu, înalt preasfințitului Părinte Calinic și dumneavoastră tuturor care sunteți prezenți în fiecare liturghie să fiți cu noi copertași la rugăciune. Să rânduiască Dumnezeu să aveți un an cu bucurie și cu împliniri duhovnicești. În cadrul Sfintei Liturghii a fost hirotonit un diacon pe seama parohiei Sfinții Împărați Constantin și Elena, Mărcuș, din Câmpulung Muscel. Piatra de temelie a mănăstirii Negru Vod a fost așezată în anul 1215.